Restricții noi au intrat în vigoare în toate localitățile din țară după ce cazurile de coronavirus s-au înmulțit alarmant în ultima perioadă. Chiar și în aceste condiții, oamenii parcă încă nu se sperie de o posibilă infectare. Dacă printre noile restricții se află și purtarea măștii pe stradă, majoritatea aleg să o țină pe bărbie, sub nas sau chiar deloc. Tu mai ți-am întâlnit de fumată țigară și l-am pus-o. Deci, pe ce părere ai? O părere bună, doar că nu am avut mască la mine. Și mergeam acasă, o luăm. Ne obligă degeaba. Pentru că, nu știu, mi se pare absurd. Asta. Și cu vaccinul, că trebuie să ne vaccinăm ca să intrăm oriunde, de exemplu la magazine. Am intrat la magazin și mi-au spus că n-am voie să intru, că n-am vaccin. Mi se pare puțin absurd. E cam exagerat, pentru că ar trebui să stăm fără mască în aer liber. Nu am nicio problemă cu asta. Este ok în clădiri, în locuri publice, dar cum sunt acum, mergând singur pe stradă, nu cred că este necesar să port. Nu am contact cu alte persoane. În prezent, rata de infectare la nivelul județului este 7,75, iar în municipiul Slatina 12,1. Este cel mai mare indice înregistrat până acum de la începutul pandemiei. Purtarea măștii este printre cele mai simple măsuri. Deși este ușor de respectat, nu toți iau în serios această responsabilitate. Într-un fel sunt bune, binevenite. Nu știu ce să vă spun mai mult de atâta. Păi, dar fumez din cauza aia. Nu prea mi se pare ok, dar nu avem încotro de frica lor. O părere nu prea bună, dar trebuie să ne consemnăm. Nu prea sunt de acord cu purtarea măștii. De ce? Pentru că atât timp cât sunt vaccinat și mi-am făcut vaccinul și mă protejează, de ce să mai port masca pe stradă când sunt în aer liber? Printre noile măsuri se mai numără și carantina de noapte și accesul pe bază de certificat verde în toate instituțiile publice, dar și în unele spații private pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.